Domnule Grivincea, este o întrebare, de fapt, pentru ambii invitați. Când estimați, totuși, în acest mandat de guvernare al PAS-ului de 4 ani, se va reuși, se va finaliza această procedură? Pentru că noi nu știm ce se va întâmpla la următoarele alegeri, nu știm cine le va câștiga, s-ar putea să vină forțe care să fie împotriva acestei proceduri, pentru că opoziția oricum le-a criticat. Se va reuși până în 2025 să fie finalizată această procedură? Întrebare pentru mine? Pentru ambii. Eu nu știu, eu sper ca procedura să meargă cât mai repede, eu pot să explic din perspectivă temporală, fiindcă noi am fost implicați de rând cu judecători la Curtea Supremă, din cursurile de apel, cu alți procurori, în elaborarea acestui proiect de legislație. Și de ce s-a ajuns la aceste categorii, care orientativ sunt cam jumătate din toți judecătorii și procurorii din țară? În primul rând, deoarece procesul de vetting nu poate dura la nesfârșit. El trebuie făcut o singură dată, instituțiile trebuie resetate și după asta Consiliul Superior al Magistraturii, Procurorii Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate trebuie să funcționeze singuri. Fiindcă altfel nu rămâne nimic din independența judecătorilor sau autonomia procurorilor. De altă parte, noi vrem ca toate persoanele să fie evaluate conform acelorași criterii, adică după aceeași unități de măsură. Există totuși riscul că în viitorul Parlament ar putea să fie o altă conjunctură politică și mulți din cei care critică astăzi se vor regăsi la guvernare și atunci ei, dacă vor să sta procesul ăsta la jumătate, vor subina de fapt tot procesul. Atunci s-a luat decizia de a face așa încât să soluționeze, să evalueze persoanele cât rămâne, în 2 ani și jumătate eventual, până spre ea tot controlul de către viitorul Parlament și guvern, în 2 ani și jumătate se evalueze cât e posibil de evaluat și s-a luat decizia că asta ar putea să fie vreo 400-500 de oameni. Se va reuși, doamnă Stamate? Eu cred că se va reuși, ținând cont de faptul că ambele comisii care mai urmează, deci una care a fost creată și următoarea care urmează a fi creată în baza legei vettingului, deja vor prelua din experiența comisiei pre-vetting. Acum ați văzut că unul din membrii comisiei numărul 2 a fost unul din să spunem așa, principalii membri de echipă în secretariatul Comisiei Pre-Vetting, deci el deja ca membru a comisiei vine cu toată experiența din secretariatul Comisiei de Pre-Vetting și înțeleg că câțiva membri ai secretariatului Comisiei Pre-Vetting vor face parte și din secretariatul Comisiei 2 și din secretariatul Comisiei 3, care va face evaluarea procurorului, deci respectiv experiența acestei comisii, atât, să spunem așa, greblele, da, sau atât anumite greșeli, cât și experiența pozitivă va fi transferată către cele două comisii, astfel încât procesul deja să fie setat mult mai rapid. De exemplu, comisia Vetting 2, deși a fost relativ recent formată, ea deja și-a aprobat toate regulamentele interne. Deci ei au tot mecanismul setat pentru a începe procedura de evaluare și săptămâna viitoare expedează primele chestionare către candidați. Deja vedem o dinamică mult mai rapidă a activității comisiei.